Stubbins! Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătuiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Ia iureala asta de aplicație de impresariat artistic, e complet inutil. Eu pot face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscol. Vor fi ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Șobolan de maștină! Bună, sunt Nifty. Hai, ridică-te! Deșteptarea, picioare de mel! Vei plăti pentru asta, Ginger! Umetre iepure, vei plăti pentru asta! Oh, vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta, cu toții! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta, Robert! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Încetează! Cartonașele nu sunt în ordine! Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorușe de crab! Dori, încetează! Uștiule, încetează! Oh, încetează! Hei, încetează! Diego, încetează! Ce e? Deci, asta înseamnă că tu crezi că este posibil să reabilitezi un păcător? Singur, pe jos, nu pot să-ți dau voie. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Cei? 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 Unde ți era capul? Sper că munciți din greu aici, melci leneși. Școala iepurașilor e în pericol. De ce au trebuit să vină urâții ăștia în pădurea noastră? Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Să nu vă întoarceți fără oul de aur. Fugiți și ajutați-l pe fratele vostru. Oh! Nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Ce-a fost asta? Te-am prins, cimpanzeu obraznic. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure. Dar de data asta ai obligat-o și pe Emi să meargă cu tine.